Doamnelor și domnilor, bună seara! De astăzi, Publica TV vă invită să urmăriți emisiunile de dezbateri electorale. Până la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie, au mai rămas 20 de zile. Publica TV vă propune să îi urmăriți în fiecare zi pe concurenții electorali din acest an. În această seară discutăm despre salarii, pensii, asistență socială, șomaj și locuri de muncă. Partidele care se vor confrunta sunt PPCD, PNL și PSD. Invitații de astăzi sunt Sergiu Coropceanu, secretar general al Partidului Social-Democrat din Moldova. Bună seara, domnule Coropceanu, seara. Bine ați venit! Este doamna Alexandra Can, vicepreședintele Partidului Național Liberal. Bună seara, bine ați venit! Și domnul Iurie Roșca, președintele Partidului Popular Creștin Democrat din Moldova. Domnule Roșca, bună seara! Așadar, timpul va fi cronometrat de la început. O să vă rog frumos să vă prezentați platforma electorală în ceea ce privește tema emisiunii noastre de astăzi. Pentru asta, fiecare dintre dumneavoastră va avea câte 2 minute. Domnule Coropceanu, vă rog! Vă mulțumesc! Stimați telespectatori, doresc să vă reamintesc că din aprilie 2010, atunci când Partidul Social-Democrat și-a ales o nouă conducere, în același timp și-a ales o nouă lozincă că economia este mai presus decât politicul. Am mers de pe acest deziderat pentru că întreaga societate, populația Republicii Moldova au obosit doar de promisiuni politice, pentru că cetățenii Republicii Moldova își doresc cu adevărat să trăiască mai bine și merită să trăiască mai bine, pentru că cetățenii Republicii Moldova au nevoie de un loc de muncă aici în Republica Moldova și nu în afara ei, pentru că populația Republicii Moldova merită o pensie demnă, merită indemnizațiile necesare și așa mai departe. Partidul Social-Democrat în această campanie electorală vine cu sloganul "Unica soluție, revoluție economică", pentru că doar prin relansarea economică și crearea de noi locuri de muncă am putea să facem viața oamenilor mai bună. În același timp, țin să menționez că în această perioadă, chiar nefiind la guvernare, Partidul Social-Democrat a lansat 10 proiecte de creare a noilor locuri de muncă, care în final ar putea să constituie în jur de 200.000 locuri de muncă. Și, iarăși repet, nefiind la guvernare, 3 din aceste proiecte Partidul Social-Democrat și-a asumat angajamentele că le va realiza. Iată că astăzi avem primul proiect care este la finele realizării, deja este, deci lucrează, în care sunt angajați peste 3.000 și jumătate de persoane, câte o persoană din fiecare localitate sătească. Urmează celelalte proiecte să le îndeplinim, iar ceea ce ține de toate celelalte lucruri, viziunile partidului, o să le expun în cadrul acestei emisiuni. Vă mulțumesc! Trebuie să vă mai spun că timpul pe care nu îl veți folosi, îl veți pierde. Păi trebuie să... Au rămas 10 secunde, de asta dată cred că nu ați pierdut. Doamna Can, vă rog, Partidul Național Liberal. Stimați telespectatori, mă adresez întreg electoratului. Mă numesc Alexandra Can, astăzi aici reprezint Partidul Național Liberal, care are platforma electorală prin libertate spre dezvoltare, cu sloganul electoral "Unirea cu România, cea mai scurtă cale de integrare în Europa". În lista Partidului Național Liberal sunt incluși 103 oameni, dintre care 45 de femei, și, în special, toți cei incluși în listă nu au fost niciodată implicați nici într-o istorie de scandal, corupție sau alte lucruri care nu ar fi demne pentru oamenii noștri. Partidul Național Liberal, spre diferența de participanții de astăzi, nu a participat niciodată la guvernare, ba mai mult ca atât, nu a participat niciodată în competițiile electorale pentru Parlament. Peste 20 de ani, când din sărăcie țara a ajuns într-o mai mare sărăcie, ne-am considerat forțați de situație să ne propunem să participăm în aceste alegeri electorale și să putem să promovăm acele politici economice pe care le-am promovat noi, acei care astăzi mai ducem cu forțele noastre sute și mii de locuri de muncă, care am supraviețuit
în toată această perioadă de criză economică care nu mai are sfârșit. Și am venit cu oferta noastră electorală, am venit cu un program bine chipzuit, compartimentat, cu strategiile de dezvoltare care trebuie să ne permită într-o perioadă pe cât se poate de scurtă să relansăm economia țării noastre. Noi cunoaștem țări de succes. Timpul dumneavoastră a trecut. Noi vă mulțumim. Mai aveți timp pe parcursul emisiunii să expuneți platforma electorală la această temă. Domnule Roșca, vă rog, Partidul Popular Creștin Democrat. Bună seara, dragi telespectatori, bună seara, dragi legători. Mai întâi vreau să ne exprim, regretul din partea noastră pentru faptul că ne aflăm la a patra competiție electorală timp de un an și jumătate. Așa s-a întâmplat că politicienii care au ajuns în actualul Parlament nu au înțeles că trebuie să găsească compromisuri rezonabile pentru a se concentra asupra problemelor economice și sociale, asupra creșterii economice, asupra consolidării capacității bugetare a statului. Avem o degradare la toate compartimentele cu caracter economic. Importurile prevalează asupra exporturilor, datoriile externe cresc, contrabanda crește, eficiența guvernului este la zero. Iată de ce Partidul Popular Creștin Democrat vine în viitorul Parlament pentru a propune câteva modificări radicale care țin de politicile vamale, de politicile fiscale și de politicile de creditare, precum și de stimulare a mediului de afaceri autohton. Prima măsură care trebuie luată este să creăm o bancă cu capital de stat, o bancă de dezvoltare care să asigure linii de creditare mult mai accesibile, între 3 și 7%. Astăzi, dobânzile în sistemul bancar din Republica Moldova sunt prea ridicate, de la 17 la 25%, ceea ce face imposibilă lansarea în afaceri a oamenilor care au aceste aptitudini pentru a putea să-și realizeze capacitățile, să creeze noi locuri de muncă, să ofere o altă dinamică de dezvoltare economică și să contribuie la formarea bugetului de stat. Mai este un aspect foarte important. Protejarea producătorului autohton presupune protecția mărfurilor din Republica Moldova față de invazia mărfurilor peste hotare. Iată că avem o creștere a importurilor cu 24% în prima jumătate a anului curent, în timp ce orice marfă care se produce aici ar trebui să fie taxată la vamă înzecit, astfel încât producătorul autohton să-și poată desface marfa pe care o produce aici, de la mărfurile agricole, produsele agricole până la mărfurile industriale, în condiții normale. Noi nu putem concura cu marele economii din regiune pentru a ne plasa pe aceeași poziție cu ele. De asemenea, este foarte important să combatem corupția, principalul factor care provoacă sărăcia în Republica Moldova. Domnule pentru asta, Roșca, vă mulțumesc, veți avea timp și la sfârșit, dar și pe parcursul emisiunii să mai vorbiți, să mai spuneți despre ce își propune Partidul Popular Creștin Democrat. Acum vom trece la runda întrebări-răspunsuri, întrebările din partea moderatorului. Domnule Corupceanu, pentru că dumneavoastră ați început, o să vă întreb acum, am citit cu atenție platforma electorală a Partidului Social Democrat și la capitolul protecția socială am văzut că sunteți foarte optimiști în ceea ce privește alocarea indemnizațiilor, garantarea minimului de existență și așa mai departe. O precizare o să vă rog să faceți, pentru că în punctul 6 ați scris crearea locurilor de muncă pentru pensionari, studenți și persoane cu dizabilități. Au nevoie pensionarii de locuri de muncă, asta va fi precizarea, iar întrebarea mea, toți banii care se vor aloca vor fi luați din bugetul de stat? Deci, cât timp avem? 2 minute. Deci, în primul rând, țin să menționez că Partidul Social Democrat, încă în luna iunie, a propus actualului guvern aprobarea legii cu privire la garantarea minimului de existență. Iată că actualul guvern, la acea perioadă, s-a făcut a nu observa intenția noastră, ca în luna septembrie-octombrie, domnul prim-ministru Filat, cu guvernul său, să ia decizie ca să acorde anumite compensații persoanelor pentru perioada rece a anului. Și iată că noi astăzi suntem martorii cu dumneavoastră, cu toți, care primim așa o scrisorică din partea primului ministru, care precum se dă un moș Crăciun al poporului moldovenesc, că este doar succesul dumnealui în acordarea anumitor indemnizații. Spun acest lucru pentru că proiectul Partidului Social Democrat prevedea deci acordarea minimului de existență conform normelor constituționale și acest proiect de lege trebuia să vină strict legat de legea bugetului de stat și în fiecare an aceste resurse financiare trebuiau să fie prevăzute în bugetul statului. Pe de altă parte, când vorbim despre locuri de muncă pentru pensionari sau studenți,
Țin să menționez că pensionari nu sunt persoanele doar de 70-80 de ani. Sunt persoane care ies la pensie în dependență de deci activitatea pe care o au, fie că sunt în organele de forță, fie că sunt în alte specialități și, evident, la vârsta care ar putea să iasă la, să pensioneze la vârsta de 35-40 de ani, își au nevoie de un loc de muncă. În afară de asta, când vorbim despre studenți, Partidul Social Democrat a mers mai departe și a spus nu doar locuri de muncă pentru studenți, ci și anularea impozitelor la salariile pe care le vor primi studenții. În afară de aceasta, Partidul Social Democrat a și propus ca, în afară de salarii, să fie asigurate cu polițe de asigurare toți șomerii, toți neangajații. Vă mulțumesc, domnule Coropceanu. Doamna Cana, am citit și platforma electorală a Partidului Național Liberal. Am găsit aici că PNL va asigura o protecție socială echitabilă categoriilor de populație defavorizate, va asigura o pensie minimă de 40% din salariul mediu, va indexa în funcție de inflație pensiile, indemnizațiile sociale și bursele de studii. Acestea sunt promisiuni pe care le auzim de la toate partidele, dar credeți că economia țării va progresa atât de mult încât să fie capabilă ca din bugetul de stat să fie realizate toate aceste majorări? Economia țării trebuie să progreseze. Dumneavoastră probabil că v-ați deprins ca și toți alegătorii că li se promit ca la o competiție în sport. Astăzi unul numește 3.000 de lei, altul numește 5.000 de lei și promit și lumea crede. Noi nu promitem cifre, noi promitem ceea ce este realizabil și de mult trebuia să fie realizat, ceea ce alte țări au demonstrat istorie de succes, cum ar fi Polonia, Slovenia și alte țări mai îndepărtate, Singapore și alții, care au relansat economia țării lor, au ajuns la salarii, pensii normale și lumea nu duce sărăcie, dar sunt țări de succes. Noi propunem, în primul rând, să relansăm economia pentru că numai efectul economic poate, și efectul social poate deriva din efectul economic. Până în 20 de ani, până acum, toți au promis și relansarea economiei. Cum poate guvernul să creeze sute de mii de locuri de muncă? Locurile de muncă și salariile în special nu le creează și nu le oferă guvernul. Guvernul oferă condiții pentru dezvoltare economică. Salariile le plătesc angajatorii. De aceea, noi care am trecut prin tot neamul de crize economice, sociale, economice și politice, am reușit să demonstrăm că se poate dezvolta, se poate să lupți, să muncești, să depui efort, numai să nu admiți jaful. În 20 de ani, dacă nu s-a reușit să se aleagă un model economic, dacă nu s-a reușit să se facă reformele economice, într-o țară ca a noastră, nu s-a evaluat cu certitudine posibilitățile interne a Republicii Moldova. Doamna Can, vă mulțumesc! Domnule Roșca, în platforma electorală a PPCD-ului am văzut că mai multe teze, de fapt manifestul electoral pe care l-am studiat, am văzut teze mai mult politice. Spuneți-ne dacă, pentru că alegătorii asta așteaptă, ce salarii, așa cum spunea și doamna Can, aveți sume exacte pe care le promiteți alegătorilor după alegeri, în cazul noi în care avem veți fi la guvernare? Mecanisme stimulatorii de creștere economică și de consolidare a capacității bugetare. Oricine promite cifre exacte, caută să manipuleze opinia publică în modul cel mai cinic. Ceea ce trebuie de menționat este că Republica Moldova are câteva maladii cronice în economia națională, care nu sunt tratate din câteva motive. Încep cu un material pe care l-a publicat recent Expert Group și care arată de pildă, ceea ce știm cu toții, că în Republica Moldova nu există concurență loială. Iar prețurile uneori diferă de la producător până la consumator cu 200-300%. Adică intermediarii și firmele căpușă care sunt legate de instituții de putere de stat, precum și contrabandiștii, fac imposibilă libera competiție economică, precum și evaziunea fiscală, dar și situația de la vamă. Estimările experților arată că numai din contrabanda la vama Republicii Moldova, țara noastră pierde anual între 20 și 30 de miliarde de lei. Asta ar însemna încă un buget și ceva. Atunci când ne gândim la capacitatea bugetară a Republicii Moldova, ne gândim nu numai la acumulări bugetare, ca după aceea să avem cum distribui, dar și la nevoie de a prioritiza cheltuielile publice.
întreținerea pentru birocrație de stat, pentru marii demnitari, trebuie să fie minimă, iar orientarea spre sectorul social trebuie să fie optimizată în așa fel încât puținul pe care îl avem să fie direcționat corect. Revin la reforma sistemului bancar. Noi avem o situație când în cea mai săracă țară din Europa avem cele mai mari dobânzi bancare. Până când statul nu va interveni activ să propună servicii bancare mai ieftine, băncile private nu vor găsi de cuvință să coboare dobânzile ca să te potrivească cu politica bancară creditară pe care trebuie să o aibă statul. După aceea, să nu uităm că suntem o zonă rurală. Noi am moștenit o situație când circa 55% din cetățeni lucrau la țară. Acum trebuie să creăm industrii de prelucrare, alte tipuri de industrii în provincie pentru a putea dezvolta economia națională. Am încheiat și această rundă. Acum o să trecem la următoarea etapă, etapa în care dumneavoastră aveți posibilitatea să adresați câte două întrebări celor care se află în studio. Domnule Coropceanu, o să vă rog să adresați o întrebare doamnei Can, mai târziu domnului Roșca. Aveți un minut pentru a adresa întrebarea, două minute pentru răspuns și un minut pentru replică. Prima întrebare o să o adresez din punct de vedere politic. Doamna Can, Partidul Național Liberal din care faceți parte, pledează pentru unirea cu România. Bine, ca cea mai aproape în interpretarea dumneavoastră de aderare la Uniunea Europeană. Nu credeți că prin acest mesaj, de fapt, dumneavoastră e chemați la lichidarea statului Republica Moldova? Și nu vă este frică că pentru aceasta va trebui să purtați răspundere? Noi nu chemăm, nu instigăm la ură între naționalități și popoarele care sunt aici. Noi am avut câștig de cauză în judecată, că putem vorbi despre aceasta, putem discuta despre aceasta și de ce am ales noi acest mesaj. Știți foarte bine că la protestele din 7 aprilie, ce au scandat acolo sute de mii de oameni, a fost peste 100 de mii de oameni. Ce au scandat, au scandat... România? Domnule Coropceanu, vă rog să respectați timpul. Au scandat Unire și jos comuniștii. Noi am ales, reieșind din dorința acelor tineri, și am ales acest mesaj pentru că asta au dorit ei și asta înțelegem și noi. Că dacă nu există o cale mai scurtă, 20 de ani e foarte mult, nu mai poate lumea să rabde atât, pentru că în 20 de ani vorbesc guvernanții că salariile se dau în plic, pensiile sunt mici, forța de muncă în Moldova e la fel la negru ca și în bucătăriile europene. Mai apoi, dacă se spune foarte clar că 60% din economia țării noastre activează la negru, spuneți-mi și mie, ce mai putem face, cine garantează că vom salva această țară, că vom plăti pensii la pensionarii noștri, studenții vor avea burse cum se cade, copiii vor avea indemnizații pentru pamper și pentru mâncare. Asta este calea cea mai scurtă, noi suntem siguri și vă asigur. Chiar am citit un articol din Gagauzia. Un comentator politic a spus că dacă întâmplător ar anunța mâine că Europa ne admite, ne primește în Europa, tot cumratul nu ar mai lucra, ar fi blocat. Toți ar sta să-și dea actele la pașaport lăsați, european. Lăsați, doamnă, că am fost eu de vreo 20 de ori. Domnule la cumratul Roșca, în ultimele două luni. Suntem în dezbatere electorale, nu în tot de acord cu dumneavoastră. Dar în felul care până acum am tot tratat mesajul european. Noi suntem tot pe loc. Și politica duplicitară, printre altele, este evidentă. Politica duplicitară a scos mai multe partide din Parlament. Ăsta a fost Partidul Agrarian, ăsta a fost PSD-ul, ăsta a fost și PCD-ul. Numai nu săriți la bătaie. Dar vă spun că asta este... Doamna Can, acesta a fost timpul dumneavoastră. Domnule Coropceanu, veți putea să dați o replică, aveți un minut pentru replică, dar imediat după ce luăm o pauză de publicitate. Am revenit în studioul dezbaterilor electorale. Continuă emisiunea noastră din această seară. Domnule Coropceanu, un minut pentru dreptul la replică. Și doamna Can, vroiam să menționez că indiferent de, eu știu, viziunile noastre personale sau ambițiile pe care le avem personal, în Republica Moldova funcționează legea și odată ce Constituția Republicii Moldova spune clar anumite lucruri și de fapt interzice chemarea la pierderea deci independenței statului și alte lucruri, mai ales un partid politic nu ar trebui să facă acest lucru. Iar ceea ce ține de situația socială a populației din Republica Moldova, cea mai mare problemă cu care s-a confruntat Republica Moldova și continuă să confrunte că nu există un model foarte clar care ar arăta
populației cum ar trebui să se dezvolte această țară ca să ajungem la acest succes și la acea bunăstare pe care noi ne-l dorim. Și iată, în această campanie electorală, Partidul Social Democrat propune un nou model de dezvoltare economică al țării, un model în care teritoriul Republicii Moldova ar deveni un interes, un teritoriu de intersecție a intereselor economice pe de o parte a Uniunii Europene și pe de altă parte a țărilor CSE. Domnule Coropceanu, mai aveți un minut pentru a adresa întrebarea domnului Roșca. Doamna Can, numai că nu ne jucăm de replicile, o să aveți timp atunci când o să-i adresați întrebarea domnului Coropceanu, când vă vine rândul. Un minut o să fie. Domnule Coropceanu, întrebarea pentru domnul Roșca. Domnule Roșca, o anumită perioadă dumneavoastră ați deținut și funcția de viceprim-ministru și în subordinea dumneavoastră a fost inclusiv partea de organele de forță, da, și la capitolul corupției. Ce ați reușit să faceți în aceste 3 luni? În 3 luni am reușit să mă documentez și să cunosc destul de bine din interior cum funcționează Ministerul Justiției, Ministerul de Interne, sistemul VAMAL, penitenciarele, de pildă, cum sunt organizate în Republica Moldova. În 3 luni de zile nu pot să inversezi o stare de lucruri, dar pot să înțelegi exact ce trebuie să faci atunci când ai putere de decizie pentru a schimba în bine situația. De exemplu, am reținut că Republica Moldova este o excepție care colectează la bugetul de stat vreo 65 până la 70% din veniturile sale de la activitatea vamală și în același timp am reținut că vama este principala gaură în bugetul de stat care cauzează cele mai mari pierderi. Și de asemenea, ce a spus doamna Can este perfect adevărat. Din păcate, agenții economici sunt constrânși de cele mai multe ori să țină contabilitate dublă. Este o foarte mare problemă a parteneriatului între stat și agenții economici privați, astfel încât agenții economici privați să nu fie constrânși să dea mită funcționarilor și nici să plătească în plicuri. Să avem un asemenea sistem fiscal care să permită ținerea evidenței contabile în alb. Este o chestiune foarte importantă care ține inclusiv de capacitatea bugetară a Republicii Moldova. Domnule Roșca, vă mulțumesc. Așadar, doamna Can, dumneavoastră aveți libera alegere sau începeți cu domnul Coropceanu sau cu domnul Roșca. Una e sigură. Alegeți victima. Câte un minut pentru a adresa întrebarea pentru fiecare dintre. Dumneavoastră știți că nu veți intra în Parlament. Domnule, poate. Dar, eu știu că n-am spus întrebare, nu mă întreb. Domnule Coropceanu. Dar, am auzit că partidul dumneavoastră are o idee, ba chiar și un proiect, un contract deja semnat cu italienii, da, unde statul va fi pe de-o parte, italienii pe de-alta și PSD-ul pe de-altă parte, sau cetățenii, să-și dea pământul în protcopuri. De când știu eu, mama și tatăl meu, când eram mici, au dat ouă, au dat orz, orez, griu ce mai creștea atunci, tot în protcop. Și nu au mai primit niciodată nicio ceapă digerată. Dar nu mai au. Nici eu nu mai am moștenire de la ei nimic. Sau vreți ca și pământurile să se ducă în protcopuri? Să nu mai rămână nimic țăranilor care și așa au fost bătuți? Doamna Cant, chiar vă mulțumesc pentru această întrebare și mai întâi de toate v-aș invita ca să faceți cunoștință detailată cu programul nostru electoral și anume la capitolul agricultură și crearea de întreprinderi sau sovhozuri, cum le numim noi, de tip nou. Deci ceea ce ați început acum dumneavoastră să relatați nu este chiar așa și telespectatorii ar trebui să înțeleagă foarte bine. Deci proiectul Partidului Social Democrat presupune că statul trebuie și se va întoarce la sat. Unul, al doilea, Partidul Social Democrat va fi în Parlament și va face acest, și va implementa acest proiect. Trei, deci acest proiect presupune că statul va trebui să meargă la sat, să procure acele ferme, acele complexe care au rămas distruse, să ne modernizeze. În afară de aceste lucruri, trebuie să vină și cu bani pentru circulante. Pe de altă parte, printr-o lege specială, vor fi evaluate terenurile de pământ. Și fiecare proprietar a terenului de pământ va primi o hârtie de valoare cu prețul acestui pământ, care va avea posibilitatea de bunăvoie să intre în aceste întreprinderi de stat. Respectiv, intrând în aceste întreprinderi de stat... Deci colectivizare. Nu va fi colectivizare. Deci, intrând în aceste întreprinderi de stat, deci cota statului se va micșora, cetățeanul va deveni acționar, dacă doriți, în aceste întreprinderi, respectiv dânsul, pe de o parte, va putea să activeze în această întreprindere, pe de altă parte, va fi în calitate de acționar, va avea posibilitatea să primească, să ia parte la decizii,
și în același timp să-și primească dividendele respective, dânsul rămânând deținător și al acestei hârtii de valoare. Ceea ce numiți dumneavoastră colectivizare, asta poate a fost cândva după acest model. Deci noi vorbim de un model nou, european. Modelul care a avut succes în Italia și Italia după al doilea război mondial tocmai s-a ridicat datorită acestui model, iar semnarea acordului cu Asociația Italiană API Export tocmai vine să ajute Republica Moldova în implementarea acestui proiect. Dreptul la replică. Da, vă rog. Dumneavoastră spuneți că statul va veni în sat. Dar ce, statul a plecat din sat? Da. Da, statul a plecat din stat. De ce a plecat? Astăzi... De ce a plecat statul când la guvernare era președintele PSD-ului, domnul Dumitru Braghiș, indiferent cine este succesor? De ce a plecat din sat? Pentru că doamna Pavlicencu a fost în Parlament și a primit asemenea legi. Lăsați-o pe doamna Pavlicencu, a fost cea care a luptat și cu toate neregulile. Doamna Carnu, mai să nu-l bateți, că e băiat de treabă. Ideile dumnealor de colectivizare, domnule, numai dreptul omului la proprietate și numai sectorul privat poate decide și poate implementa reforme și poate face. Statul despre care vorbiți dumneavoastră trebuie să creeze condiții, domnul Cărău Corupceanu. Trebuie să dea, să dea înlesniri fiscale, trebuie să susțină așa cum susțin în alte țări. Domnule, dacă la exportul produselor agricole s-ar da 10% susținere, nu acel TVA, vă asigur s-ar găsi infrastructura care să exporte, s-ar găsi tineri ca dumneavoastră care s-ar duce acum în Parlament. Doamna Can, întrebare pentru domnul Roșca. Aha, pentru domnul Roșca. Un minut, vă rog. Domnul Roșca, dumneavoastră, astăzi, vă mai considerați o emanație, un continuitor a idealurilor și doctrinei naționale a Frontului Popular din Moldova? Dacă da, cum vă explicați renunțarea la idealul unionist și faptul că toți marii militanți pentru limbă, neam și unire, mari intelectuali și combatanți, v-au părăsit? Și dacă nu, spuneți deschis și electoratului. Dumneavoastră, care în mare majoritate sunt buni români și buni unioniști. Domnule Roșca, două minute. Că aceste idealuri nu sunt alipite. Vă rog frumos, să nu mă dobărâți, vă rog frumos. Gesticulația energică avantajează candidații. Și totuși trebuie să vă spun că, spre deosebire de alții, Partidul Popular Creștin Democrat și eu inclusiv, au parcurs cei 20 de ani și au reușit să se maturizeze, să plece de la percepția romantică a realității la problema concretă care se numește un stat eficient sub aspect instituțional și o democrație prosperă. Dumneavoastră știți la fel de bine ca și mine că unirea cu România este imposibilă și dezideratul sună frumos în calitate de exercițiu retoric și de drept la liberă exprimare. Dacă dumneavoastră spuneți că unirea cu România rezolvă problema corupției din Republica Moldova, dacă dumneavoastră spuneți că în România este rai de pământ și s-au rezolvat toate problemele economice, sociale, instituționale și așa mai departe, înseamnă că pur și simplu manipulația legătorii. În general, maturizarea intelectuală este un proces continuu. Cine reușește să o facă este foarte bine. Cine nu grăiește, vorbește în lozin și mizează pe exaltarea sentimentelor publice publicului. Eu cred că Republica Moldova este și va fi un stat independent. Ceea ce trebuie Republicii Moldova, instituții eficiente ale statului și economie prosperă. Pentru asta, cel puțin, trebuie să reușim să punem la punct principalele pârghii de stimulare a creșterii economice. Iar cât privește idealurile, ele sună frumos. Unii vor să fie cosmonauți. Când eram în anii 60, așteptam în 20 de ani să vină comunismul și așa mai departe. Deci dacă noi am rămas la același nivel de infantilism intelectual pe care îl consumam, sincer, acum 20 de ani, nu este problema fiecăruia dintre noi. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că aceste îndemnuri obsesive la unirea cu România nu mai creează indispoziții și tensiuni inutile în Republica Moldova, inclusiv în zonele compact populate de minoritățile naționale. Este un subiect absolut deplasat, pe care eu nu cred că trebuie abordat în contradictoriu. Este un drept de a exercita libera exprimare și mai mult nimic. Eu cred sincer în succesul Republicii Moldova și lucrez pentru această idee. Eu nu am spus... Roșca, acesta a fost răspunsul. Replica, eu doamna... Eu nu am spus că unirea cu România va lichida corupția. Eu am spus că 20 de ani nu am putut trăi într-o țară necoruptă, având partide democratice și nedemocratice, comuniste, la putere.
Eu am spus că dacă nu putem să știți rezolva. Că emoțional... Dar adevărul istoric. Microfonul funcționează normal. Vă rog frumos. Domnul Roșca, vă rog. Credeți? Eu, sunt eu nu am microfon. Unde? Nu, microfonul da, funcționează normal. Credeam trebuie să forțați vocea. Domnul Roșca, vă rog. Și înțelege dacă sunteți ori nu unionist. Eu nu sunt. Eu n-am spus, domnul Roșca, dumneavoastră aveți o experiență politică, sunteți politician de prestație. Nu este bine să manipulați că eu spun așa, eu așa n-am spus, dumneavoastră ați spus. Eu spun că... Nu, m-ați întrebat pe mine ce cred eu despre această idee. Domnul Roșca, este dreptul la replică. PNL eu nu au admis acte de corupție, nu se referă la noi, la altcineva poate. Acum vă spun că noi întotdeauna am luptat contra corupției și vom lupta contra corupției. În același timp, adevărul istoric pentru acest popor, pentru acest neam, trebuie odată Doamna și odată Can, să se rezolve. Acesta a fost dreptul la replică. Domnule Roșca, acum aveți posibilitatea să adresați întrebări contra candidaților din studio. Câte un minut pentru fiecare întrebare. Domnule Corupceanu, aș vrea să vă întreb cum explică partidul dumneavoastră insuccesele actualei guvernări la capitolul corupție și regres economic și lipsa unui mediu concurențial. Totuși, așteptam anumite înviorări în acest sector economic pe care îl discutăm astăzi. Vă mulțumesc. 2 minute, domnule Corupcean. Da, vă mulțumesc, domnule Roșca. În primul rând, va trebui să repet anumite declarații pe care le-a făcut Partidul Social-Democrat în ultima jumătate de an, unde de mai multe ori am accentuat aceste goluri de care vorbiți dumneavoastră actualei guvernări. Mai mult ca atât, actuala guvernare nu a făcut altceva decât să buimăcească într-un fel populația Republicii Moldova, doar prin anumite declarații și sub norul Uniunii Europene a încercat să acopere toate insuccesele de ordine economic. Atunci când inclusiv noi, social-democrații, am propus mai multe proiecte actualei guvernări, inclusiv la capitolul financiar și de unde ar putea veni aceste resurse financiare pentru implementarea anumitor proiecte economice, dânșii le-au refuzat pe motiv că au fost angajați politic și chiar corupere politică, pot să o numesc, față de anumite structuri internaționale, inclusiv Fondul Monetar Internațional. Atunci când tot noi, social-democrații, am spart acel monopol al discuțiilor dintre Alianța și Uniunea Europeană, unde iarăși aici în Republica Moldova se vorbea doar în fraze și în cuvinte frumoase, că uite, în 6 luni sau în 18 luni vom circula liber în spațiul european fără viză. Iată că oficialii Uniunii Europene spun foarte clar că acest subiect nici nu stă pe ordinea de zi, pentru că Republica Moldova mai are mult de făcut până la această discuție. Iată, în aceste discuții au fost și acoperite problemele economice și oamenii, într-un fel, așteptând și având mari așteptări la capitolul locuri de muncă, salarii, pensii, nu s-a făcut nimic. Iar ceea ce ține de corupție, și eu ca cetățean am așteptat mai mult ca într-un an și jumătate măcar simplu să se spune cum au fost falsificate alegerile de data trecută și acea situație din 7 aprilie elementar. Domnule Corupceanu, atât a fost răspunsul dumneavoastră. Domnule Roșca, replica, vă rog. În completarea celor spuse de domnul Corupcean, aș vrea să subliniez că toată problematica economică se explică în continuare pe lipsa mediului concurențial, în primul rând. Uitați ce spune același expert grup. Avem această agenție antimonopol condusă de aceeași doamnă Cărare, care a fost instalată pe timpul comuniștilor și a rămas în funcție, nu știu, sub protecția cărui partid politic. De asemenea, lipsa independenței puterii judecătorești, lipsa eficienței procuraturii, lipsa eficienței Centrului de Combatere a Crimelor Economice și a Corupției, care să genereze reducerea. Avem și raportul Transparency International, care degradează Republica Moldova cu multe puncte în jos și ne plasează între țările asiatice și africane. Și un aspect extrem de important. Contrabanda, inclusiv cea cu țigări, care se vede și din satelit și care compromite grav Republica Moldova, deoarece acele scanere despre care vorbim noi, instalate la vamă, se opresc tocmai când trec mărfurile actualei guvernări pe lângă circuitul oficial. Domnule Roșca, mai departe aveți un minut pentru a adresa întrebare doamnei Can. Doamna Can, dumneavoastră vreți să deveniți deputat? Aceasta a fost întrebarea? Sunt candidat pe lista Partidului Național Liberal și vom deveni, nu numai că vreau.
Mulțumesc. Dumneavoastră, nu știu dacă o să mai intrați data asta. Poate peste o perioadă când o să schimbați. Nu, mi-a plăcut formularea. Este dreptul la replică. Timpul dumneavoastră se cronometrează, vă rog. Mi-a plăcut felul cum ați început intervenția în această seară. Partidul Național Liberal niciodată nu a fost la guvernare. Am impresia că nici nu va fi, pentru că niciodată nu va accede în Parlament. Așa că privește... dumneavoastră ați nu, fost. Acum noi e replica mea. Fost. Doamna Alexandra, nici nu o să fiți. Ascultați ce vă spun eu. Partidul Popular Creștin... va decide. Ok, dați-mi voie să răspund. Partidul Popular Creștin Democrat absentează din Parlament un dar an de zile... Dar noi vom prezenta. Doamna Can, domnișoara dreptul Michael, la replică. Ați avut două minute, doamna, nu l-ați folosit. Respectul pentru... genul frumos deja pun la și caracterul vulcanic de exprimare a unor domnule banalități Rușca, pe care îl formulează dumneavoastră... doamna Alexandra, dar totuși încerc să formulez o replică, da? Haideți să ne înțelegem. Dacă ați fixat rigori stricte, să le respectăm cu toții. Dacă nu, răsturnăm discuția și o facem într-un dolci, da? Domnule Rușca, mai aveți 20 de secunde. Dați dreptul la replică. Nu are rost. Dar nici eu nu i-am spus replica lui domnul Rușca, că i-am spus dacă întrebări nu se dă replica replicii, doamnă Can. Nu se dă replica replicii. Doamna Can. Nu. Eu v-am întrebat, dar replică nu v-am dat. Nu, v-am dat replica. Doamna Can, n-ați folosit. Replica, dumnealui nu. Nu iată, l-ați folosit, urmărind mai astfel de emisiuni, mă tem că la alegeri vom avea participare minus, nu majoritară. Doamna Can, ne certăm pentru ca să reușiți, vă rog frumos, în acest studio, noi facem regulile. Okay. Doamna Can, n-ați folosit cele două minute, ați folosit câteva secunde doar. Noi vă oferim un minut pentru a da un răspuns și pentru a nu-i... permite domnului Roșca să-și formuleze dreptul la replică. Vă rog, formulați un răspuns. Stimați alegători, Partidul Național Liberal este primul în buletinul de vot. Partidul Național Liberal are prevăzute măsuri atractive pentru ieșirea mediului de afaceri din economia subterană la suprafață prin relansarea unui program atractiv a fiscalității. Acum, ce spun colegii mei, sau să zicem domnul Roșca, că PNL n-a fost la guvernare, noi vom fi la guvernare, vom fi în Parlament, pentru că cei care au fost n-au reușit să schimbe situația dumneavoastră, n-au reușit să facă reformele, justiția nu este justiție, pensiile nu sunt pensii, locuri de muncă nu sunt și toți v-au promis toți acești ani. Noi știm sigur cum trebuie de creat locuri de muncă, asta facem. Și dacă domnul Iurii Roșca zice că noi nu vom fi, noi vom fi. Dacă nu vom fi, va pierde alegătorul. Domnule Roșca, în mod civilizat, aveți un minut. Doamna Can, vă rog să nu întrerupeți. Îmi este suficient să folosesc 10 secunde. Probabil nici doamna Pavlicencu, pentru care port tot respectul, și nici doamna Can nu realizează că însăși pledoria aceasta energică pentru ideea unirii, dacă va acumula, să zicem, 1% sau 0,5%, ea va compromite definitiv propria lor idee de unire Republicii cu România și în felul acesta cred că se va turna apă la moara celor pe care dânșii îi consideră adversari politici. Dar asta este dreptul dânșilor. Acum avem 5 minute pentru concluzii, avem timp pentru ca să facem concluzii. Iată că regulamentul Comisiei Electorale Centrale nu impune o cronometrare a concluziilor. Din acest motiv vom încerca să facem o dezbatere liberă în aceste 5 minute, dar vă rog să respectați, să vă respectați reciproc pentru ca fiecare să reușească să-și expună punctul de vedere. Dacă ne reîntoarcem la tema noastră, tema salariilor, pensiilor și problema șomajului și crearea locurilor de muncă, pentru că întrebările pe care le-ați adresat nu au fost întocmai la temă, noi nu vă putem obliga să puneți întrebări la temă, dar dacă este să ne reîntoarcem, atunci eu o să vă întreb un lucru simplu. Cât credeți că ar trebui salariul să fie un salariu pentru bugetari, salariul mediu și pensia medie? Haideți să ne uităm real la lucruri și să nu încercăm să dăm niște sume imense de care nu o să putem să ne ținem de promisiune. Dumneavoastră, dacă veniți la guvernare. Domnule Coropcean. Deci trebuie să începem de la ceea că oricare pensii, salarii, indemnizații, altă plată, nu ar trebui să fie mai mică decât minimul de existență. Atunci când instituțiile statului calculează că doar pentru supraviețuirea unei persoane este nevoie de 1400 de lei, atunci evident nu putem vorbi de o altă cifră.
În același timp, această obligațiune este și în articolul 47 a Constituției, care obligă statul, de fapt, de a asigura acest minim de existență. În cât timp va fi posibil să asigurați un astfel de salariu? Din prima zi. Din prima zi, pentru că este o chestie foarte clară care trebuie să o spunem. În momentul în care astăzi omul primește 400 de lei sau 350 de lei, dar are nevoie să supraviețuiască 1400, credeți că dacă dânsul primește 1400, ce o să facă? O să pună banii sub pernă? Nu. O să meargă și o să plătească energie electrică, o să meargă și o să-și cumpere pentru mâncare și altceva. Deci banii se duc mai departe în economie, care vor lucra mai departe. Domnule Corupceanu, vă mulțumesc. Doamna Can? Partidul Național Liberal își dă seama foarte bine că statul nu achită salarii. Statul creează condiții pentru dezvoltarea economiei Republicii și legea principală în stat, în fiecare an, este legea bugetului. Statul trebuie să creeze condiții favorabile pentru dezvoltarea business-ului, pentru ca pentru fiecare antreprenor să fie mult mai atractiv să plătească impozitele decât să corupă organele de control în stat și din bugetul pe care îl planifică să-l acumuleze. Trebuie să știe foarte bine că prima datorie a statului este să achite, să numească pensii adecvate pensionarilor care să fie minimum 40% din salariul mediu pe Republică. Deci din asta buget va fi posibil acest lucru? Da, va fi, sigur, pentru că banul public și bunul public și impozitele trebuie să acumulate în deplină măsură. Ori, cu politici, când se anunță amnistii fiscale pentru firme care n-au achitat bugetul ani de zile și au acumulat milioane, zeci, sute de milioane. Țineți minte amnistia fiscală? S-au promis atâtea miliarde, dar trebuie să repartizăm timpul legal. A fost făcută și pentru persoane fizice și pensionari care aveau datorii mari pentru facturi. Sigur că se poate. Domnule Roșca. Există câteva probleme urgente care trebuie soluționate pentru a putea asigura aceste salarii despre care vorbim noi. În primul rând, trebuie redusă substanțial birocrația de stat. Avem nevoie de funcționari publici care să întrunească trei condiții. Foarte competenți, foarte puțini și foarte bine plătiți. Acum, bine, cum contribuie funcționarii publici la buget? Puțin. Noi vorbim, m-ați întrebat, despre salarii. Da, și pensii. Avem o multitudine de instituții publice care își dublează atribuțiile și care nu fac nimic, mută hârtiile de aici încolo. Dacă e să reducem cu 30-40% aceste unități inutile și să facem mai puține instituții guvernamentale și ministeriale, dintr-o dată se eliberează fonduri pentru majorarea salariilor pentru cei care lucrează în sectorul public. Ce se întâmplă cu oamenii care vor fi reduși? 30-40%? Nu e nicio problemă. 6 luni se plătesc indemnizațiile. Și unde își mai găsesc un loc de lucru? Păi stai puțin, nu se pune problema așa, în sectorul privat. Pentru asta există mijloace, stimulatorii de creștere economică și de creare a companiilor mici și mijlocii. Republica Moldova astăzi are o problemă foarte mare. Avem 2-3 grupuri financiare gigant care monopolizează importurile și intermedierea dintre producător și vânzător și cumpărător, mari contrabandiști care controlează marele decizii de stat, și lipsește cu desăvârșire clasa medie. Această clasă medie, fără parteneriat cu statul, nu poate să existe. Prin urmare, separația între partidele politice și marele grupuri financiare este prima condiție pentru crearea unui mediu concurențial. Eu vă mulțumesc pentru participarea în emisiunea de dezbateri electorale de astăzi. Acestea au fost concluziile. Trebuia să v-am spus că aveți concluziile, facem concluziile, timpul nostru s-a epuizat, recuperați data viitoare pentru că Publica TV va organiza dezbateri timp de 3 săptămâni și cu siguranță partidele pe care le reprezentați vor mai participa la dezbaterile noastre. Eu vă mulțumesc și vă doresc succes în alegeri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit dezbateri electorale, rămâneți în continuare pe Publica TV și spuneți ce gândiți.